Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, exaudi Christe, Ecclesiae Sancte Dei, supra regnorum tenti animas salus perpetua. Cum să vă spun, nu te bagă nimeni în seama. Ești al tuturor și anima lui. Este problema cea mai arzătoare a oamenilor după stradă. Consumul de alcool. Și când am intrat înăuntru, când am văzut clădirea, ce frumos e și ce frumos vorbește frate cu mine, am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai băgat și pe mine într-o casă. Ajutorul percepem ca... ajutorul lui Dumnezeu. Au înțeles că e un alt fel de loc. Un loc unde sunt primiți, unde nu sunt judecați, un loc unde nu țipăm asupra lor, de exemplu. Cineva din stradă a găsit un prieten și l-a trimis aici sau l-a dus aici. Ușor, ușor, așa, lumea ne-a cunoscut. Oamenii din stradă ne cunosc. Frații misionari ai Carității sau frații trimiși în lume pentru a arăta iubirea lui Dumnezeu prin caritate. Ei sunt oamenii pe care, uneori, îi vedem stând în compania celor mai săraci dintre săraci. Îi întâlnesc, le vorbesc, îi mângâie, îi îmbrățișează pe cei pe care cei mai mulți dintre oameni îi ocolesc și îi condamnă. Frații Carității, așa cum îi cunosc prietenii de pe stradă, au înțeles că în fiecare persoană se găsește ceva bun. Ei văd în chipul celui sărac, chipul lui Hristos. Eu sunt fratele Gennaro, din frații misionari ai Carității. Sunt din Italia și stau aici în România de 6 ani. Congregația noastră a fraților misionari ai Carității a fost înființată la Calcutta de Maica Teresa de Calcutta. După ce a înființat surorile, după câțiva ani a înființat și rama masculină, adică noi, frații. Lucram la slujirea săracilor, slujind pe Iisus în persoana săracului. Aici și în București, lucram cu cea pe românește, se spune, boschetari și orolaci. În urmă cu ceva timp, am avut ocazia să-i întâlnesc pe frații Carității la mănăstirea lor din cartierul Colentina, pe aleea Porolisum, foarte aproape de Institutul Clinic Fundeni. Auzisem despre activitatea pe care o desfășoară cu oamenii străzii în București de mai bine de 10 ani, și am decis să realizez un reportaj cu ei și despre ei. Reportaj pe care să-l difuzez în ziua de Paști. Recunosc că nu a fost deloc ușor, mai ales că timpul era scurt, iar frații, după modelul zicalei de faci bine, nu trâmbița în lume, nu erau prea interesați de această formă de reclamă. Dar, până la urmă, ne-am împrietenit. Deși întâlnisem înainte numeroși călugări sau călugărițe din diferite congregații, unde lucrurile îmi erau destul de clare, de această dată existau destul de multe noutăți. Pentru început, am împărtășit pentru câteva ore programul din mănăstire, împreună cu frații, un italian, 3 indieni și un englez, precum și cu alți bărbați rezidenți, 12 la număr, foști oameni ai străzii care și-au găsit un adăpost temporar la mănăstire. Acest lucru constituia deja o noutate. O altă noutate era faptul că între ei nu se face nicio deosebire. Cu toții participau la programul mănăstirii. Rugăciune, muncă, servitul la masă și așa mai departe. O noutate este și faptul că, deși trăiesc și își desfășoară activitatea într-un oraș cum este Bucureștiul, frații nu au mașină, internet și nici celular. După masa de prânz, ne-am pus de acord să-i pot însoți într-o zi de marți în munca de apostolat la Gara de Nord. Însă, fără camera video, era o experiență de cunoaștere. În plus,
fratele Gennaro, care este slujitorul mănăstirii, adică superiorul pe înțelesul meu, mi-a spus că ar prefera să nu filmez deloc atunci când el se întâlnește cu prietenii de la gară, căci, spune el, aceștia ar putea să-și piardă încrederea în el și să se simtă înșelați. Fiind vorba totuși despre un reportaj de televiziune, mi-a îngăduit, abia a doua oară când l-am însoțit în apostolat, să iau câteva cadre, dar să fiu discret. Și așa am procedat, drept urmare, cadrele nu sunt dintre cele mai reușite. După experiența de apostolat, m-a invitat din nou la mănăstire, miercuri și joi, atunci când cei pe care i-a întâlnit la gară sau în canal și pe care i-a servit cu un pahar de lapte cald și biscuiți vor veni la centrul de zi de la mănăstire. Miercuri, bărbații, între 60 și 80 la număr, iar joi, femeile, 20-30 la număr. Aceștia, pentru a intra în centrul de zi, unde primesc o masă caldă, serviciu de igienă, adică apă caldă pentru duș și pentru spălat hainele, un minim de asistență medicală și spirituală, trebuie să respecte câteva reguli. Ei știu că suntem călugări, că nu suntem o instituție, cum se spune, servicii sociale, cu tot respectul pentru servicii sociale, evident, dar noi suntem altceva. Și ei știu. Și noi ne rugăm cu ei, avem momentele. Și des regăsesc nu numai situația mea socială și fizică și de sănătate, dar și situația mea de credință. Vin aici de ani de zile, de luna trecută sau pentru prima dată. Mulți vin doar o singură dată, iar alții vin și nu mai pleacă. Sunt bolnavi încât nu mai au putere sau le este teamă să se întoarcă în întunericul din canale sau din boscheți și le cer fraților să-i ajute, după cum este și cazul domnului Constantin, fost mecanic de locomotivă. Prima problemă care am avut-o a fost ulcer varicos la picioare, pe care l-am tratat tot în spitalul Colentina. Apoi, medicii de acolo mi-au descoperit o ciroză. Pe semne că am făcut-o datorită condițiilor după stradă. Bineînțeles, și asociată cu un consum de alcool. După ce s-a descoperit această ciroză, am venit la frați, a venit salvarea, au chemat frații salvarea, deja îmi curgea sânge pe gură. Alcoolul, situația familială, pierderea locului de muncă sau a locuinței, boala, disperarea sau un nefericit moment de rătăcire i-a transformat în frații tuturor și ai nimănui. Am ajuns în stradă în București, pe lângă gara de nord, într-un parc, unde m-au găsit frații misionari care m-au invitat la dumnealor să fac o baie, să mă bărberesc. Eram, mă rog, mizerabil, eram. Și am venit la dumnealor, am rămas, mi-au tratat acolo rana. În sfârșit, ajunsesem, să nu exagerez, aproape de suicid. Familia rămâne singurul reper de normalitate al acestor oameni triști. O familie încearcă să le ofere și frații atunci când îi întâlnesc ori îi primesc în casa lor. Cei mai mulți au avut sau mai au încă o familie. Alții și-au întemeiat familia pe stradă, iar fiii lor s-au născut și cresc acolo. Stau la gara de nord, când în canale, când în case părăsite, pe unde pot și eu, cu copilul meu, pe care am crescut-o la spital și pe stradă a crescut. Și pe stradă în continuare crește. Situația mea nu e chiar așa de pe stradă. Am o cămăruță, o garsonieră, însă nu am apă caldă, mă rog. Cu vecinii nu prea am înțeleg că sunt la comun cu toaleta, cu baia, cu bucătăria și caut să evit problemele. Sper ca timpul și Dumnezeu să le rezolve cu răbdarea, nu?
Alții sunt mai impulsivi, vor să le rezolve pe loc, cu forță, cu... Eu am văzut în viață că dacă ai un pic de răbdare, timpul le rezolvă, le aranjează, să schimbă unul, să schimbă altul, apar alte situații și să nu e nevoie să faci, știu eu, ceva foarte rău. Pentru că în mănăstire ei nu au nicio persoană angajată care să facă de mâncare sau curățenie, toate aceste activități se împart celor care locuiesc ori vin să ofere o mână de ajutor. În mod deosebit, miercuri și joi, atunci când centrul de zi este deschis, vin aici surorile, cum le numesc oamenii străzii. Vin joia cu un grup de doamne, de 4 sau 5, depinde de zile, să-i ajutăm pe frați în primirea persoanelor defavorizate, în special persoane care trăiesc pe stradă. Îi ajutăm deci dimineața cu micul dejun, cu prânzul și tot ce implică această activitate. Când dai un ospăț, invită-i pe cei săraci, infirmi, șchiopi, orbi și vei fi fericit pentru că ei nu pot să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți. Paște, duminica, mergem la Chitila, la surorile noastre, cu toți rezidenții noștri și petrecem acolo împreună cu surorile și cei care locuiesc la surori. Duminica, de Paște. Paște fericit!